Spectacolele mari care se vor organiza, așa cum spuneați, cortul din centrul municipiului este instalat. În momentul în care noi ne vom muta, vom proceda într-un timp la fel de scurt, mă gândesc la maxim 30 de zile, în care dorim să-l aducem la forma unei săli de spectacole deosebite, așa fel încât atunci când un spectator va veni la cort, nici măcar să nu mai recunoască că este într-un cort, ci să creadă că este într-o sală de spectacole normală. Iar pentru cort, de asemenea, suntem în lucru în acest moment pentru a pregăti problemele legate de încălzire chiar a cortului în perioada de iarnă. Am avut discuția cu domnul primar pe mai multe variante cu privire la încălzire și am căzut de acord asupra cele mai bune idei. Sunt făcute forme în acest moment în Germania pentru un sistem de încălzire care va fi rezolvat până la sfârșitul acestui an.